Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mă numesc Gabriel Florin Mihăilescu și mi se spune Bobiță cu TZ și de meserie sunt pensionar. Să nu spuneți că doamna este atât de norocoasă încât și acasă gătiți tot dumneavoastră. Nu că este norocoasă, este chiar fericită. Dacă tot am această oportunitate de a părăsi meseria și am putea deveni pensionar, atunci am luat și această sarcină. Pentru că pentru mine, de fapt, nu este sarcină, este o plăcere. Ce cer cel mai des fetele de la tati? Mie îmi place cel mai mult când face tata salata Caesar, e preferata mea. Și crezi că în seara asta șefii or să fie impresionat da. De preparatul? Eu cred că o să-i dea toate cuțitele. Toate? Da. Cea mai mare satisfacție a noastră este că în fiecare seară eu le pregătesc altă cină. Și când eu scot preparatul, iar cel puțin aia mică mă întreabă, tati, ce mâncăm astăzi? E bine, în seara asta m-am pregătit un preparat bucovinan tradițional. Este vorba de tocini cu smântână dulce și dulceață de afine. Eu am terminat liceul Spirul Hareț și m-am angajat ca electronist la IRUC prima dată, după care am trecut la Metrorex, 30 de ani. În cursul săptămânii eram inginer la Metrorex. Frumos, 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 dar sâmbăta era magică, pentru că întotdeauna sâmbăta mă pregăteam de evenimente. Și uite așa a apărut DJ Bobiță, cu tăză cum îmi place să-i spun, DJ de eveniment. Și acum fac asta pentru că cred că niciodată n-aș putea să renunț. Ai 100, 2, 3, poate 400 de oameni din diferite culturi muzicale, din diferite zone geografice, cu diferite vârste, cu diferite preferințe și tu trebuie să faci ca tot ringul ăla de dans să vibreze. Fetele mele, de exemplu, mă ajută foarte mult pentru că ele stau tot timpul cu TikTok-ul și cu muzica și îmi spun, tati, uite, a apărut o melodie nouă, tati, uite, asta e la modă, tati, uite asta. Trebuia să fiu la Șef la cuțite din sezonul 2. Și curajul meu acum a venit din partea fetelor mele. Pentru că au spus, gata, tati, este momentul, te rog frumos. Am să vă spun un secret. Ca și personaj, îmi place Scărlătescu, Șef Scărlătescu, totuși aș merge la Șef Bondea. Și am să vă spun de ce. Place mai mult de la dumnealui cum face mâncarea. Iar în perioada pandemiei i-am gătit tot ce a pus pe net. Trei cuțite. Abia aștept să intru în echipe. Oh. Pancake sau ce s-a stea? D-alea, plăcințele d-alea? Ia să vedem. Papanaș? Mănânc cu lingura că tam. Nu e papanaș, e tocini, domnule. Dar de ce sunt? Cartof, mă? Cartofes, mă? Fă furculița perfectă. Vor fi frigănele? Frigănele. Băi, cum să fie frigănele, mă, copii? Am venit la celula cuțite cu frigănele. Băi, de unde ar fi luat, mă, dulceața asta, că-mi place și mie. V-am adus bunătăți din Bucovina. Nu sunt frigănele, că i-a luat făcut de ei. De el. E făcut de concurent, a luat. Da, da. Nu sunt frigănele, sunt barabule. Visul celei mici a fost ca tata să participe, pentru că gătește foarte mult. Să participe și să-i aducă deci cadou un cadou, nu? Da, da. Deci ăsta e gătit de un copil. Da, mă, dar ai dreptate, de un copil sunt. Maxim 12-14 ani. E un super copil. E un copil mega talentat. Copil, 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 super copil. Uite atât asta. Ah, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Hai. Aveți curajul și bucurați-vă de bucatele speciale din Bucovina. Bună seara, domnilor șefi! Bună seara! Gabriel Mihăilescu este numele meu. Mihăilescu din Brăila sau? Nu, Mihăilescu, adică DJ Bobiță cu TZ, cum îmi place mie foarte mult să spun. DJ Bobiță? Ia zi-ne, Bobiță, care-i treaba ta? Domnilor, n-ați fost în Bucovina? Se pare că n-ați prea ajuns, pentru că ați fi mâncat tradiționalii tocinei. Tocinei? Ba da! Ei, ba da! Cântă cucum Bucovina sau nu? Cântă. Battle vina. De răsună Bucovina. Deci DJ, DJ sau? De meserie sunt inginer. Dar am ieșit la pensie. După ce am terminat magistrala a 5-a,
de metrou din București, unde am avut plăcerea să lucrez la punerea în funcție, la executare, la darea în exploatare cu călători și pentru mine a fost apogeul carierei mele. Deci, inginer de săpături de astea? Nu, inginer, dar am terminat facultatea de electronică. Deci, în zona de electricitate. Okay. Așa. Haideți să vă spun că am făcut și încercarea de a face o formație fantastică prin anii 90. Da, am venit din armată și pentru că pe vremea aia nu era ca acum, dai telefon la bancă și îți dau banii ca să-ți cumperi scule, hai să cântăm la nunți, eu și prietenul meu Marian Lepădat. Și am coptat-o pe Iolanda Cristea, ne-am dus cu caseta la o firmă care înregistra casete pentru lipscani și nici măcar n-aveam nume. Se bătea contractul pe mașina de scris, în dreapta era mapa cu Indigo pe care scria Pescăruși. Și am zis, bă, Pescăruși, formația Pescăruși parcă nu merge. Dar Albatros sună bine. Așa că a apărut formația Albatros din București, eu fiind chitaristul, membru fondator, cu naste din Berceni. Deci, Albatros... Da, cu S-a mărit armata. Piesa care ne-a lansat pe piață a apărut ca o nevoie de a umple un spațiu gol al casetei. Pentru că eu m-am întors din armată și prietenul meu Marian ne întorsese, tocmai terminasem armata, am zis, hai să o punem și pe asta. Și culmea este că S-a mărit armata, că despre asta este vorba, e bine, piesa asta a devenit succesul care ne-a făcut vedete în câteva săptămâni de zi. Nu știu ce s-a întâmplat, s-a mărit armata, ba nu-mi trimit de acasă nici mama, nici tata, stau în unitate, fac râși pe coate, nostalgie și secare până la liberare. Asta e foarte tare. Eu vă spun sincer, n-am știut niciodată cum se numește formația care cânta melodia, dar melodia o știam. Era peste tot, la toate tarabele, la toate mașinile, la toate bairamele, peste tot era melodia asta, într-adevăr. Cred că a fost unul dintre primele hituri de după Revoluție. Hituri în adevăratul sens al cuvântului. Câte apartamente v-ați luat după melodia asta? Întrebați-l și pe Liviu Vârciu, că nici el nu știe. Pe vremea aia era cu Eleiu, noi eram cu Albatrosul, câștigam la fel de mulți bani și nici el nu știe de banii aia. Așa că nu... Același lucru ați pățit? Am pățit, da. Salariul meu de inginer de polnă de zile îl câștigam pe un spectacol și aveam cel puțin două. Pe zi. Pe zi. Ma. Ce e? Pe distracție vine? Pe distracție să se ducă. Adevărat. Și de la anumite probleme au apărut niște rupturi și eu luasem de timp la facultate și pentru că am vrut să nu o dezamăgesc pe mama mea care își dorea ca flăcăul ei să fie totuși inginer, am renunțat la ce tare, doar băi, că, frate, doar ce că aici apare partea frumoasă. Nu m-am lăsat la muzică. Aha. Și am făcut o formație și am cântat vreo 6-7 ani de zile la Palala Mogoșoaia. Și acolo am avut ocazia, aparținea de Ministerul Culturii, și acolo am avut ocazia să cunosc oameni deosebiți cu care i-am și încântat muzical, dar am și cântat cu dumnealor muzical. Cu cine? Ștefan Iordache, Gheorghe Dinică, Vladimir Găitan, Ion Caramitru și lista poate să continue. Frumos. Da, tare. Într-adevăr niște amintiri care au rămas aici lipite pe suflet. Dar ați reușit să mai aveți un hit care să depășească... Noi ca formația Albatros? Da. Nu, ăsta a rămas amprenta formației. Da, să știi, Albatros zici S-a mărit armata. S-a mărit armata, exact. După care, cântând la restaurant, în pauză puneam și muzică. Okay. Și uite, așa am început să-mi placă să-mi vârf platanele și am făcut un eveniment, fără să am habar ce înseamnă să fii DJ de eveniment, cu două casetofoane, am făcut primul botez din viața mea. Era mult să ai două. Da? Alții aveau unul cu două din ele. De la cu două am avut și eu cu luminițe pe margine așa. Da, și nu se punea problema de mixat, că atunci cum mergea. Și atunci la acel botez cineva a venit și m-a întrebat: "Poți să faci și o nuntă?" Da. Și de atunci a apărut DJ Boviță de nunți, de evenimente. Și am mers în continuare cu asta. Și acum mai mergi la nunți? Sigur că da. Am înțeles cu muzica, dar de unde, până unde cu gătitul? Mama, bucovineancă. Avea un miros în casă mâncarea când îi dădea drumul mama la aragaz, înnebuneam. Și de acolo am tot stat pe lângă ea. Mama avea și o vorbă: pune mâna să înveți să faci de toate, să nu zic că firea al dracului că nu te-a învățat de toate. Și uite, așa am ajuns să-mi placă să bucătăresc. Eu tot intrăm prin diferite locații. Dai de miresme. Și acolo am început să aflu rețete, să văd cum se face un olandez, cum se face un... Și cum se face și unde e olandezul, mama lui? E plecat, bă, în Olanda. Deci, am vrut să vă aduc ceva tradițional. Uite-te puțin aici. Da. Dacă lăsai tocinelul, puneai un ou și puneai peste un olandez, ce era șmecherie, bă.
are șanse 50-50. Dar poate că tati îți face o surpriză și poate ți-aduce cuțite. Păi da, da, ce e gătit aici este doar tocinelul. Este foarte adevărat. Și cum îmi dau seama că în spatele ușilor este cineva care știe să gătească când îmi pune smântână și dulceață? Am vrut să aduc ceva din Bucovina. Cărbără de oțeană știi să faci? Sigur că da. Dacă știi olandez, mă. Păi, foarte simplu. Îmi iau puiul, îl pun la fiert și mă apuc să-mi curăț legumele. Ceapă, morcov. Ceacă, morcov, ce trebuie. Da, ce-ai plicat. Da? După care le iau, le pun la fiert, scot puiul, îmi fac bucățele... Și sos de roșii când puneți. Nu pun sondă, cum să pui sos de roșii? Am vrut să vă prind. Am vrut să-l prind. Și cu olandezul, ce să facem? Punem frumos un bel marin, ne apucăm, luăm ouțul, începem să-l frecăm, punem un pic de... clarifiem luntul separat. Știi că trebuie să clarifieze luntul. Păi și bernezul? Bernezul este o continuare a olandezului, pentru că încep să pui infuzia de tarhon, oțet. Și remuladul? Da. Deci hai să vă explic cum e cu beat-ul la muzică, dacă cum vreți. E cu beat-ul la muzică? În momentul în care asculți o melodie, ele sunt pe anumite BMP-ul ăsta, bătaia, tobei. Dați înainte cu bătăile. Bagă un beat ceva, haide! Ăla e 126! Până aici sună bine! Așa? Și 148 cum e? 148, e cam complicat. Acolo deja e... Ce ați bătut acum la 128, de fapt era ținut 220. 220, da, dacă spuneți dumneavoastră, nu vă contrazic. Eu fac baterie. Au! I feel good! Da, frumos. Foarte tare. Și altceva din Bucovina, ce mai știți, mai gândiți? Ce are... Haideți să vă spun ceva. Ce are Bucovina nu pe lângă el? Niște hribișori? Aoleu, atâi trebuia, mă, să tacă. Niște hribișori? Doar asta-i... Nu știu, face hrib cu smântână sau hrib cu usturoi! Foarte mișto. Și o poveste... Păi, dar vorbește. Iar vorbește. Dar fanii se distrează, dar tot vorbește în continuare. Deci, luați-mă în echipă, nu gătesc. Dar când cu chitara. Bună asta, da. Succes, sănătate. Mulțumesc frumos. Recunosc că îmi pare rău că n-am venit mai devreme la șef la cuțite, pentru că experiența este extraordinară. Dar măcar așteptarea a meritat. Hei, bună seara, domnilor! Ce intrare spectaculoasă! Bravo, tata! Ăsta... Este cea mai mare bucurie pe care am putut să o primesc astăzi, pentru că a arătat că, într-adevăr, pasiunea mea pentru gătit chiar există cu adevărat și e puternică. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.